După ce au trecut cu bine de bacalaureat, elevii de liceu și-au îndreptat atenția către facultate. Zilele acestea a fost forfotă mare pe holurile Universității Politehnica Timișoara, unde mii de viitori studenți au luat cu asalt birourile de înscrieri. Noi am vrut să vedem care este situația pe facultăți și pentru început am vizitat Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, unde sute de viitori studenți au venit să-și depună dosarele de înscriere. Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică își păstrează cele două programe de studii, programul de inginerie electrică și programul de inginerie a sistemelor electroenergetice. Deci, practic, avem 182 de locuri pe care, ca și în anii anteriori, sperăm să îi ocupăm. Noi am început de săptămâna aceasta să îi îndrumăm și sus la înscriere spre calculatoare, dar de asemenea, după cum poți vedea și în spatele meu, le arătăm și ce vor face în anii următori pentru a ști că este o facultate bună și că au ales ceea ce trebuie. Și la Facultatea de Automatică și Calculatoare a fost agitație zilele acestea. Cei pasionați de domeniul informatic au sperat că vor prinde un loc bugetat. Programul diversificat de studiu este cel care i-a atras pe viitorii studenți. Facultatea noastră e cea mai mare din Politehnică și încercăm să ținem pasul cu tehnologia, cu vremurile. Curicula universitară e modernă, locurile de muncă în industria IT sunt de o varietate care acoperă absolut orice doleanță ale studenților. Și îi așteptăm să se înscrie la noi la facultate. Viitorul e luminos, aș putea spune. Liga studenților se ocupă de asemenea de o primire cu drag călduroasă a candidaților. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale îi așteaptă pe viitorii boboci cu programe de studiu actualizate și adaptate nevoilor acestora. Facultatea de Electronică și Telecomunicații și-a schimbat de câteva luni numele, se numește Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Îi întâmpinăm pe noi studenți cu programe de învățământ modificate, actualizate, cu mai multă informatică și cu mai multe telecomunicații și de asemenea îi întâmpinăm cu un program în limba engleză care le poate facilita oricând contactul și schimbul cu universități din afară. Dacă până acum am vorbit despre circuite, chipuri sau rețele, este momentul să ne îndreptăm atenția și spre cei care vor să se joace cu substanțe și reactivi. Facultatea de Chimie și Ingineria Mediului are o ofertă bogată pentru viitorii studenți. Noi îi întâmpinăm pe viitorii studenți cu oferta noastră educațională, care cuprinde specializări în cadrul domeniilor de inginerie chimică, ingineria mediului și ingineria produselor alimentare. Ce le oferim? Le oferim oportunitatea de a-și dezvolta o carieră în domeniul ingineriei, posibilități de angajare, toate acestea fiind bazate pe baza materială de care dispunem și pe cadrele didactice cu o pregătire profesională adecvată, cadre didactice tinere și care doresc să formeze alături de ei oameni profesioniști buni. Pentru cei care nu pot să stea în Timișoara pe perioada studiilor sau sunt ocupați, Universitatea Politehnică Timișoara oferă un program de studii la distanță prin centrul de ID, IRF și e-learning CEL. Învățământul la distanță în Universitatea Politehnică din Timișoara se desfășoară de aproape 20 de ani. A început, să zicem așa, prima specializare în 1998. Deci avem o istorie și o experiență care încurajează studenții, candidații să vină să studieze prin învățământ la distanță, deci prin această formă de învățământ, specializările care sunt cele mai bune pe care Politehnica le poate oferi. În aceste zile la UPT au venit mii de absolvenți de liceu din toată țara pentru a se înscrie la cea mai veche universitate din vestul țării. Aceștia speră să ducă la bun sfârșit cei 4 ani de studii superioare, în final obținând titlul de inginer.